Propunerea ca Andreea să devină cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu a fost făcută de primarul Florin Cârciumaru, care crede că performanța extraordinară a micuței gimnaste numită de presa națională Regina din Bustuchin trebuie răsplătită. Astăzi acest fapt s-a împlinit, iar sportiva este cetățean de onoare al municipiului cu acte în regulă. Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, a ținut să o felicite pe gimnasta Andreea Munteanu, cea care a adus mândrie Gorjului. Totodată acesta a anunțat că o va recompensa financiar pe Andreea. O tânără care ne face mândri că suntem gorjeni, iar de astăzi mândri că suntem târgujeni și că a devenit și va deveni cetățean de onoare al municipiului nostru. Andreea Munteanu, gimnasta noastră de aur, ne-a demonstrat că pentru a voie să privim în trecut și scotânele în fața căreia nu putem decât să ne înclinăm cu respect. Consiliul Județean Gorj a fost și va rămâne în continuare alături de această sportivă minunată, astfel că nu rămâne decât să-i mulțumesc ei, familiei întregi, în numele meu al Consiliului Județean și al întregilor, al tuturor gorjenilor, pentru că ne-a făcut să fim bucuroși și mândri de gorjanca noastră. Primarul Florin Cârciumaru a declarat că dacă Andreea Munteanu va câștiga un trofeu olimpic, Sala Sporturilor din Târgu Jiu îi va purta numele. Dacă acest minunat copil, Andreea Munteanu, va obține un titlu olimpic, să dea numele la viitoarea sală de sport pe care noi o modernizăm, Andreea Munteanu. Andreea Munteanu s-a declarat mândră că a primit acest titlu. Am emoții la concurs, întotdeauna am emoții și este normal. Te așteptai să devii cetățean de onoare? Sincer, nu mă așteptam, adică nu m-am gândit nicio clipă la asta și mă bucur foarte mult că am primit titlul de cetățean de onoare și le mulțumesc foarte mult. Andreea a primit și titlul de cetățean de onoare al localității sale natale, Bustuchin. Mai mult, tot acolo, sala de sport îi poartă numele. Andreea ne-a adus medalia de aur la campionatele europene individuale de la Montpellier.